žymiai nepocei. Ačiasnas sėra, vėl savo povestesk, kuma fost rasti gnyt Jėsus Kristos. Liūda, unu dinčiai dojs pradėčiau čia nič, sansėlėsku preusi čia maidėsiamą, kas alvunda pi Jėsus, apimidėla jai 30 deržins, šia venitim fronte unui detašamento staž, dendul pi Jėsus, pe mâna soldaților romani. El a luat și l-au dus mai întâi la marele preot, unde Iisus a fost bătut și scuipat, iar cei de la curte își băteau joc de el. Apoi a fost dus în fața Sinedreului, care a găsit niște martori mincinoși și au mărturisit împotriva lui Iisus și a hotărât să-l omoare. L-au dus la Pilat, guvernatorul roman, care nu a găsit nicio vină în el și a vrut să-i dea drumul. A pus pe soldat să obișnuiască, crezând că va fi de ajuns, dar preoții, cei mai de seamă, au întritat poporul contra lui Iisus și toți ceilalți cereau să-l răstignească. Pilat a întrebat pe popor, pe cine să vă eliberez la sărbătoarea Paștelui, pe Iisus sau pe Baraba? Și poporul a răspuns, pe Baraba, dar Baraba era un ucigaș, iar pe Iisus l-au condamnat la moarte prin răstignire. I-au pus cruce în spate și l-au scos în afară de cetate, pe un loc numit Golgota, și atunci pe acest deal a fost răstignit pe cruce. Alături de el au fost răstigniți doi tineri, unul la stânga și altul la dreapta. Iisus nu a rostit cuvinte de răzbunare când cuile i-au străpuns mâinile și picioarele și dureri mari a îndurat. El s-a rugat și a zis, Tată, iartă căci nu știu ce fac. Mulțimea își bătea joc de el, îl scuipa, rostea vorbe de hulă și îl batjocoreau. Pe cap aveau cunună de spini care l-a rănit și producea durere. Din rănile sale curgea sânge nevinovat. Să răbdăm ca Domnul când vom fi încercați, având spre înviere ochii îndreptați, dar să avem de grijă de cei dragi pios, cum de Maica Sfântă a avut Hristos.